Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! 1 decembrie este zi de mare sărbătoare pentru toți românii. Celebrăm Ziua Națională a României, adică 105 ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Atunci, toate provinciile locuite de români s-au unit în anul 1918 și au format statul care acum se numește România. Prima dată când s-a sărbătorit Ziua Națională la 1 decembrie după perioada comunistă a fost în anul 1990, festivități care au avut loc la Alba Iulia. Și anul acesta au loc festivități la București și Alba Iulia, unde ziua de vineri va fi dedicată muzicii tradiționale după parada militară. Vor urca pe scenă artiști precum Nicolae Furduiancu sau Veta Biliș. La București, parada militară are loc în piața Arcul de Triumf, acolo unde vom vedea și o mulțime de tancuri, mașini blindate, elicoptere și chiar avioane de luptă. Peste 1500 de militari vor defila sub Arcul de Triumf. Atât despre Ziua Națională a României. Eu sunt Andy Crăciun și sunt mândru că sunt român. La mulți ani, România!